L-am întâlnit pe artistul plastic Andrei Romocean în atelier, cu verba unui om plin de viață, de forță, de dorința de a se exprima prin tot ceea ce are un om, un artist, la dispoziție. Cuvinte, culori, emoții, energie. Eu personal dețin puține culori în interior, fac un efort năpraznic să mă exprim. Încerc să fac și o pasă spre culoare. Culoarea e cu două tăișuri. Poate să fie o chestie sinceră de ordin psihic, cum a fost și foarte gândit și analizat, cum a fost, în exemplu, Van Gogh, etc., etc., dar poate să fie și un fals intelectual culoarea. Eu cunosc artiști care alb-negru pictează mai bine și cu griuri colorate decât însăși culoarea. Culoarea de multe ori devine țipă. E și un țipă de disperare culoarea, dar în aceeași timp și poezie. Acum depinde de caracterul și temperamentul celui care creează cum riscă pasul. În contrast cu notorietatea sa, Andrei Romocean face dovada unei modestii ce îi înnobilează ființa, iar gesturile sale, pline de elan atunci când vorbește, sunt încă și mai puternice atunci când pictează, pentru că acolo pune, în fiecare tablou, părți din sufletul său. De ce mă pictez în tablou? Am fost întrebat mereu. Pentru că am fost acolo, în lucrare. Sunt omul care creează, semnătura nu îi se semnă, rar semnez un tablou. Pentru Andrei Romocean, pictura este ca o modalitate de a se raporta la ceilalți, dar și la sine. Este o exteriorizare a simțirilor sale, o formă de exprimare a eului interior. Trebuie să-mi susțin persoana, onoarea, în primul rând onoarea, vreau să fiu artist și trebuie să mă prezint elegant, nu fac concurs cu nimeni, că eu pierd, cu toate că am câștigat toate premiile, concursurile, bursele de maestri și n-am terminat la pictură, căci curând că mi-a dat o bursă, alta mi-a dat o baba pe vremea și n-am fost elevii lor și îi respect și îi stimez. Eu un respect de sine, dar nu că eu aș ști ceva mai mult ca alții. În România sunt foarte mulți buni creatori, de mare modestie retrași, nu sunt puși în valoare, dar dacă nu mă susțin, eu nu mă susțin nimeni, sau fac în interior când cu singur. Eu mă răzbăz cu mine, vreau să arăt lumii că există, dar nu că-s cel mai bun, nu că-s cel mai slab. Eu îmi respect creatori, toți se respectă, eu respect doar încercarea. Și dacă îmi dau seama că am făcut un pas, sunt fericit în interior. Un artist totdeauna este singur, doamnă. Indiferent tată, mamă, copii, prieteni. Artistul e singur cu gândul lui, taină, dar nu taină de asta foarte împuse în paranteze, acolade, în tot felul de... Este o chestie, e un alter ego. Anii îndelungați de viață și de lucru l-au apropiat și mai mult de portrete, de fizionomii ce transmit emoții pur umane. Suite de figuri umane te transpun într-o lume în care fiecare chip își strigă neputința. Eu sunt pe puțin că lucrez cu foarte multe portrete. Omul nu se poate rezolva ca soluție. E o idee. 10.000 de artiști în 10.000 de feluri vor vedea un chip. Și bravo lor, bravo lor. Aici ideea e să ieși din schemă, să nu faci ca ceilalți. Aici eu îți pui un program, nu întotdeauna se reușește, nu înseamnă că eu am reușit. Când încep un concurs cu alții, în tipa artistul a murit, e al doilea. Artistul cu el are probleme, nu cu vecinii, nu cu dreapta, nu cu stânga, nu cu est, nu cu vest. Deși are un nume ușor de reperat în peisajul artistic românesc, Andrei Romocean încă își caută locul, ca om, ca artist, cu demnitate, fără compromisuri. Eu vreau să fiu artist, totdeauna vreau. Dacă aș arată un artist, e o nenorocire. Dacă aș arată un om vesel și un ratat, este chiar bucurie. În ultimii ani a expus mai mult în străinătate, în special în Germania, acolo unde numele său se bucură de o apreciere pe măsura creației.